Pace Domnul, frați și surori, aș vrea ca să citim câteva versete din Ioan, capitolul 9. Vom începe de la început și vom trece pisăriti prin această istorie a vindecarea unui orb de naștere. Capitolul 9 din Ioan. Când trecea Iisus, a văzut un orb de naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să arate în el lucrările lui Dumnezeu. Versetul 6. După aceea a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Versetul 13. L-au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. 16. Atunci unii din farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare în ei. Versetul 18. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea, până i-a chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui i-au zis: știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum și cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă. El singur poate vorbi despre ce îl privește. Părinții lui i-au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. 24. Fariseii l-au chemat a doua oară pe om care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un om păcătos. 26. Iarăși l-au întrebat: ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți voi ucenicii lui. El a ocărât și i-a zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. 34. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? 38. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus i-a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: doar n-om fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum ziceți: vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Amin. Cu toți poate știm această istorie și ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, dar ar vrea ca într-această dimineață să vedem care sunt câteva lecții, sau mai precis, trei lecții să învățăm de la acest orb care s-a născut orb, dar care a fost vindecat de Iisus. Într-o oarecare manieră se aseamănă cu pilda slăbănogului pe care l-a vindecat Iisus, care a fost coborât prin acoperișul casei. Pentru că dacă ne uităm atent la aceste două istorii, vedem puterea lui Dumnezeu, vedem dorința lui Dumnezeu ca să vindece pe acești oameni și totodată vedem și aportul sau decizia pe care au trebuit ca să o facă oamenii ca să fie vindecați de către Dumnezeu. Și trecând pe lângă acest om care era bolnav, care era orb din naștere, ucenicii lui s-au uitat și au întrebat: din a cui cauză acest om este orb? Din a cui păcate? Datorită căror păcate este acest om orb? Și vedem că Iisus i-a spus că de data aceasta nu este din cauză că cineva a păcătuit, sau el sau părinții lui, ci este din cauză că Dumnezeu dorește ca să-și arate slava, Dumnezeu dorește ca să facă o minune cu acest om. Vedem că nu păcatele unui om sunt singurul motiv sau singura cauză prin care cineva poate ca să fie bolnav sau cineva poate ca să aibă oarecare defecte fizice. Vedem că ca să se arate lucrarea lui Dumnezeu, ca să se arate puterea lui Dumnezeu, este și acesta un motiv sau o cauză din ce
cineva poate ca să fie bolnav. Și uneori aceste boli sau aceste necazuri vin peste oameni pentru ca Dumnezeu să-și poată arăta puterea, Dumnezeu ca să poată să arate celor din jurul lor cine este El și măreția pe care o are. Dacă ne uităm, acest om a fost vindecat nu doar fizic, dar și sufletește, pentru că spre sfârșitul capitolului vedem că Iisus se întâlnește iarăși cu el, după ce acesta a fost interogat de către cărturari și farisei, se întâlnește iar cu el și spune, el întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și aici vedem că acest om nu pune prea multe întrebări sau prea specifice, ci într-un final, după nu mult timp, spune, cred, Doamne, și i-a zis el și i s-a închinat. Vedem că a fost vindecat nu doar fizic, dar și spiritual. Și acesta este o imagine perfectă prin care Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și cu voia omului lucrează împreună. Vedem că dacă acest om nu dorea ca să meargă la această scăldător, dacă acest om nu dorea ca să afirme credința în Sfântul Dumnezeu, nu putea ca să fie vindecat nici fizic, nici spiritual. Și orbul, vedem că nu a spus Iisus doar un singur cuvânt, vindecă-te, sau a pus mâinile peste ochii lui, cum o făcuseră precedent, ci spune că a făcut tine, i-a pus pe ochi și i-a dat și lui ceva să facă. L-a trimis ca să spele în scăldătoarea Siloamului. Și această scăldătoare era undeva 500 de metri de unde l-a trimis Iisus, de la templu. Și aș vrea ca să ne gândim, închipuiți-vă un om orb care nu vede nimic, bășbâind, mergând spre această scăldătoare pentru 500 de metri. Cam ce putea ca să fie în mintea lui? Ce gânduri putea ca să-i treacă? Despre acest om care i-a uns ochii cu tine și i-a spus, du-te și te spală acolo și vei fi vindecat. Poate dacă am fi fost noi în locul lui, am fi spus, dar de unde știu precis că acest om spune adevărul și nu mă minciunește? De unde știu că oamenii din jurul meu nu-și vor bate joc de mine? La această scăldătoare nu erau doar... Nu erau puțini oameni la această scăldătoare, ci sunt sigur că erau oameni acolo care puteau ca să-l vadă. Ce vor spune ei despre el? Ce vedem o credință și o spunere totală față de cuvântul Domnului. El o ascultat și a făcut ceea ce i-a spus Domnul. Pentru că minunea în viața omului nu ține doar de Dumnezeu, ci ține și de omul asupra căruia Dumnezeu vrea ca să facă această minune. Și după cum decurg evenimentele, vedem într-un final că acest om este interogat de autoritățile de atunci, de farisei și de cărturari, și vedem că nu se găsește nici unul care este urmaș al lui Iisus ca să stea lângă el, să-l apere, să spună, poate acest om nu știa multe despre Iisus. Acest om doar se întâlnise cu el și singurul lucru pe care îl știa este că, după cum spune el aici, că niciun om nu poate ca să facă astfel de minuni dacă nu este venit de la Domnul, dacă nu este un oarecare proroc. Și știa că îl cheamă Iisus. Și vedem că singur a stat, singur s-a apărat în fața fariseilor și a cărturarilor. Apoi când acești farisei și cărturari spun că noi nu credem că el a fost orb din naștere, vedem că spune, chemați-i pe părinții lui, pentru că oricare argument trebuie ca să fie suportat de 2 sau de 3 martori, ca să fie adevărat. E chemat pe părinții săi și i-a întrebat și pe ei, este acesta cu adevărat fiul vostru? S-a născut cu adevărat orb? Și cum de vede acum? Cine a făcut acest lucru? Sau cine a făcut această minune? Și vedem iarăși că chiar și părinții săi nu au dorit ca să suporte fiul său, nu au dorit ca să stea alături de fiul său și, după cum spune cuvântul, că se temeau de iudei ca nu cumva să fie excomunicați din sinagogă. Vedem într-un final, dar pe acest orb stând în fața acestor farisei și cărturari și riscând faptul să fie scos din sinagogă, ceea ce s-a întâmplat mai târziu, el totuși afirmă faptul că Dumnezeu nu ascultă pe cei care sunt păcătoși. Și se referea la Iisus, că dacă Iisus ar fi avut păcat, dacă Iisus ar fi fost un om păcătos, nu ar fi fost ascultat de Dumnezeu ca să-l vindeci pe el. Și apoi când, după ce l-au gonit afară, vedem că acesta nu a fost un lucru care l-a întristat foarte mult. Principalul ce a fost pentru el este ca să afirme ceea ce știa. Poate de multe ori știm anumite lucruri. Spunem că suntem credincioși, spunem că suntem copilul Dumnezeu, dar ne este rușine ca și părinții acestui om care a fost orb. Ne este rușine ca să afirmăm
să confirmăm ceea ce știm despre Dumnezeu. Și de multe ori poate ne adaptăm ca nu cumva să-i deranjăm pe cei care sunt în jurul nostru. Nu cumva să creăm o poziție pentru faptul că suntem copiii lui Dumnezeu, pentru faptul că suntem creștini. Vedem că acești oameni care spun că noi suntem ucenicii lui Moise, noi suntem oamenii care cunoaștem legea, oamenii care păzim legea, vedem că acești oameni care spun că noi avem o trăire duhovnicească, avem o trăire sfântă și urmăm cuvântul lui Dumnezeu, acești oameni s-au confruntat cu Mesia, cu Iisus și nu l-au văzut, nu l-au observat. Dar acest orb, care numai cel cunoscuse pe Iisus, numai ce se întâlnise cu el și nu știa tare mult despre el, vedem că acest orb a putut ca să-l vadă pe Iisus. Și care sunt trei lecții sau trei lucruri pe care putem ca să le învățăm de la acest orb? În primul rând, în versetul 7, putem ca să vedem o ascultare totală acestui orb. Și Iisus i-a spus, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului. Și a doua parte a versetului spune că imediat după ce Iisus i-a spus aceste lucruri, el s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vedem că nu a pus întrebări lui Iisus. Doamne, dar de ce acolo tu de ce nu pot ca să găsesc apă undeva mai aproape, ca pur și simplu să mă spăl, sau de ce nu poți ca să spui un cuvânt, cum ai făcut și în alte rânduri? Și voi fi vindecat. Vedem că odată ce orbul a auzit aceste cuvinte din partea lui Iisus, el s-a sculat, a mers la scălătoare Siloamului și s-a spălat. Și vedem că cu adevărat această minune s-a întâmplat pentru că a ascultat de Dumnezeu, a ascultat de cuvântul său. Ar trebui ca și fiecare dintre noi să avem o ascultare deplină de cuvântul lui Dumnezeu. Și poate uneori ne vine ca să punem întrebări, dar de ce așa, Doamne, de ce nu altfel, poate este altă metodă. Sau și mai interesant, de multe ori venim noi cu idei sau cu propuneri cum ar trebui ca să facem. Nu ascultăm în totalitate de Dumnezeu. Și la Luca 11 cu 28 spune că ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Deci nu e necesar doar să auzim cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie ca să-l împlinim în totalitate așa cum ne-o spun el. Fără opinii sau fără păreri, fără întrebări ca să le punem la adresa lui Dumnezeu. Apoi la Iacov spune că dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește, seamănă cu un om care s-a privit și uită îndată cum era. Dar acela care ascultă, dă dovadă de credincioșie, dă dovadă de dragoste la adresa lui Dumnezeu. Pentru că spune că la Ioan, 1 Ioan 5 cu 3 spune că dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncii. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, atunci vom asculta de poruncile sale. Deci, o primă lecție care putem să învățăm de la acest orb care a fost vindecat este o ascultare totală. Și să ne ajute Domnul ca fiecare dintre noi să ascultăm în totalitate de El și de cuvântul Său. Amin. O a doua lecție pe care putem ca să o învățăm și o vedem între acest pasaj este ca să avem îndrăzneală în mărturisirea adevărului sau în mărturisirea cuvântului. Dacă ne uităm la versetul 24 și apoi la 30 la 33, vedem clar ce le-a spus El acestor oameni. El a spus, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Și apoi spune la versetul 27. Acum v-am spus deja cum am fost vindecați și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea și voi să vă faceți ucenicii lui. Apoi la versetul 30 spune că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Și apoi spune un adevăr crucial care ar trebui fiecare să-l știm. Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dar omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, dacă n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Vedem că acest om a fost foarte îndrăzneț ca să exprime, să confirme ceea ce știa el despre acest om. Poate nu știa mult, știa adevărul limitat, dar totuși a avut o îndrăzneală care l-a marcat și a marcat pe cei care au fost în jurul său. Aș vrea ca fiecare dintre noi să luăm exemplul de la acest orb și să avem îndrăzneală atunci când suntem confruntați cu neadevărul, să avem îndrăzneală să stăm în picioare drepți pentru adevăr, chiar dacă, după cum s-a întâmplat și acestui om, a fost izgonit din sinagogă, chiar dacă sunt unele riscuri pe care putem ca să le avem, care trebuie ca să ne le asumăm, totuși trebuie ca să stăm fermi pentru adevărul pe care îl știm în Hristos Iisus. Și la Faptele Apostolilor 13 cu 46 spune că Pavel și Barnaba le-a zis cu îndrăzneală.
Și spunea, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu îl primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Vedem că acești oameni au avut îndrăzneală ca să spună cuvântul lui Dumnezeu. Au avut îndrăzneală ca să împotrivească neadevărului și păcatului, lucrurilor rele. Apoi, în Efeseni 6, 19 și 20, și aș vrea ca acest lucru să fie și în rugăciunile fiecărui dintre noi. Spune că, pentru mine, stăruiți în rugăciune, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, ale căror sol în lanțuri sunt, pentru că zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie ca să vorbesc. Ar vrea ca fiecare dintre noi să ne ajute Domnul ca atunci când avem de vorbit despre cuvântul sau atunci când vine ocazia, când vin momente, când trebuie să stăm în picioare pentru Evanghelie, să vorbim cu îndrăzneală și să ne ajute Domnul la aceste lucruri. Un al treilea lucru pe care putem ca să-l învățăm de la acest orb care a fost vindecat este o credință neprefăcută sau o credință autentică. Și despre acest lucru vedem la versetul 38, unde spune că cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Vedem că acest om nu a știut multe despre Iisus. Nu a știut multe adevăruri, cum poate știm mulți dintre noi astăzi și nu dorim ca să manifestăm credința noastră în Dumnezeu. El a știut doar unele lucruri pe care le-au spus poate oamenii din jurul său și ceea ce a făcut Iisus cu el. Și aceasta i-a fost de ajuns acestui om ca să-și manifeste credința sa sau ca să confirme, să afirme credința sa în Iisus Hristos. Și iarăși aș vrea ca fiecare dintre noi să luăm exemplu de la acest orb și să credem în Dumnezeu din toată inima noastră, să avem o credință neprefăcută. Pentru că de multe ori se întâmplă cu noi următorul lucru, că noi credem în Dumnezeu, credem în viața veșnică, credem în Iisus Hristos și viața pe care o trăim arată că suntem cu totul legați de acest pământ. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute, ca luând de exemplu de la acest om, să știm ce avem de făcut, să putem să învățăm acest lucru, să avem o credință în Dumnezeu neprefăcută, o credință autentică. Și nu doar să spunem că o avem, dar să o arătăm prin faptele, prin viața noastră. Și la Evrei 11 spune că credința e o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Să avem credință în Dumnezeu și în promisiunile sale, pentru că de multe ori poate ne este greu să credem ceea ce Domnul ne-a promis, ceea ce Domnul ne-a spus, că va fi cu noi în orice moment, în orice clipă. Și poate ne întrebăm, Doamne, dar chiar și atunci când problemele sunt așa de grele, parcă nu mai văd nicio ieșire, nu mai văd nicio scăpare, da, Domnul, dacă a promis, El se ține de cuvânt și dacă ești copilul Său, dacă ești urmașul Său cu adevărat, să știi că Domnul își va ține promisiune, această promisiune față de tine. Dacă încă nu ești copilul Său, dacă nu te-ai pocăit, nu te-ai întors la El, să știi că nu este încă târziu ca să faci acest lucru. Mai ales că știi multe lucruri despre Domnul, mai ales că știi atâtea adevăruri despre El. Vedem că în comparație cu acest orb, mulți dintre noi știm mult mai multe decât El, cu privire la Iisus, cu privire la viața veșnică și la mântuire. Și singurul lucru care ne lipsește este ca să credem în El, să ne predăm viața în mâinile sale și să știm că El este acela care poate ca să ne ducă în cer. Și aș vrea ca la momentul de rugăciune la care ne vom pleca să ne rugăm Domnului despre aceste lecții pe care le-am învățat de la acest orb. În primul rând, ca să avem o ascultare totală de El. În al doilea rând, ca să avem îndrăzneală atunci când mărturisim adevărul, când mărturisim cuvântul Său și să avem o credință neprefăcută, o credință autentică. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute la aceste lucruri. Amin.